deja priori ne pregătim pentru deplasarea în Moldova pentru meciul FC Botoșani Dinamo București, programat luni seara pe municipalul din Botoșani, cu A1 și TM, adică Flaviu Stoican și Florin Răduciuiu, în fața dumneavoastră, mister. Da, bună ziua, în primul rând. Așteaptă o săptămână de foc și sunt trei meciuri foarte importante contra celor de la Botoșani, CSU Craiova și apoi la Utara. Doar că, la momentul acesta, toată energia și toată atenția noastră este spre meciul de la Botoșani. Chiar dacă întâmpinăm ceva dificultăți și mă refer la doi jucători care sunt suspendați, mă refer la Matei și Răuță, plus Gabi Torge, incert, cei care vom intra pe teren vrem să facem o partidă bună, partidă mare. Am văzut și declarațiile celor de la Botoșani, nu concep ca victoria să nu le aparțină. Noi încercăm să ne ridicăm la nivelul lor, chiar dacă au reușit pe teren propriu să bată pe cei de la Sepsi și apoi să facă un punct mare la CFR Cluj, clar moralul lor este la cote maxime, dar ceea ce îmi dă mie speranță este atmosfera din cadrul lotului, pentru că la momentul acesta jucătorii sunt conștienți că tot ce s-a întâmplat, și mă refer la meciurile de acasă cu FCSB și cu deplasare FCA, deci a trecut, moralul lor este acum normal. Îți doresc foarte tare să reușim o partidă bună contra celor de la FC Botoșani. Da, ce să vă zic, evident că sunt și eu evident încrezător, nu pot decât să transmit suporterilor, lumii tuturor care iubesc Dinamo încredere, să aibă, bineînțeles, să zic așa, încredere în noi și, într-adevăr, trebuie să încercăm să fim, într-adevăr, o echipă mult mai pragmatică și să obținem puncte. Trebuie să fim sinceri, realiști, ne trebuie puncte. E adevărat, ne așteaptă o săptămână, cum a zis și Mr. Flavius, o săptămână grea, dar, repet, începem cu Botoșani și știm că este într-adevăr o echipă foarte puternică, dar, repet, ne jucăm șansele, mergem acolo să jucăm cât putem de bine, să fim cât mai concentrați, cum a zis și Flavius, să facem tot posibil să obținem un rezultat bun. Cam asta e. Deci, mare încredere, repet, optimiști, nu putem decât să mergem acolo și să reușim să obținem un rezultat, pentru că, cred eu, într-adevăr, echipa asta are nevoie de un rezultat pozitiv. Eu cred că e vorba de o încredere care o poate căpăta numai printr-un rezultat pozitiv. Atunci se va, acel click, acel moment cu o victorie eventual sau cu un egal, cred că ne va da o încredere mult mai mare pentru a, de ce nu, zic eu, optimist vorbind, de a deschide așa o serie de rezultate pozitive. Asta e cel mai important. Contează rezultatul. Repet, așa am văzut echipa, cum a zis și Flavius, foarte bine în timpul săptămânii. Știți foarte bine că suntem o echipă, nu caut scuze, suntem o echipă totuși nouă, între ghilimele. Avem nevoie de o omogenizare cât mai rapidă, asta nu se obține peste noapte. Deci mă opresc aici. Flavius, sunt doi jucători care au venit între timp Da, cum sunt în lotul echipei noastre, e posibil să fie pe teren, cel puțin și mă refer în zona de atac la Desire, pentru că avem nevoie să marcăm și golul. Și atunci este important pentru mine, ca și antrenor, că el vine gata pregătit. A fost în lotul echipei, a și jucat câteva minute, este la capacitate maximă și depinde de mine și de zilele următoare cum îl văd, dacă va intra din primul minut, dar cu siguranță va fi pe teren. Iar ceea ce înseamnă Aloe este un jucător în cazul în care noi vom avea nevoie, dau un exemplu, putem să conducem și am nevoie de să întărim apărarea, cu siguranță va fi și el pe teren, dar asta în funcție de rezultat. Cu ei doi se oprește lista de minimum? Cu ei doi, da, așa am hotărât, doar că există posibilitatea ca, nu știu, peste noapte să apară un jucător care este foarte interesant și atunci vom face tot ce ne stă în putință să-l aduce, ceea ce este greu de crezut la momentul acesta. Probabil că pe Gabi Torge l-ai simțit cumva, eu știu, marcat decât cele pe care le-a primit după meciul cu CSR, inclusiv
Ronaldinho nu ți-a spus să-l pună mai zic, ca să zic așa. Eu pe Gabi Torzeu nu știu foarte bine și ce fel de caracter are. El trece printr-o perioadă, și nu mă refer neapărat din punct de vedere sportiv, probleme în familie, deci sunt lucruri care pe el îl apasă și mai mult de tot care e și o problemă la picior. Dar lucrul cel mai important sau îngrijorător este că are și o problemă de familie care este destul de dureroasă. Spuneați că această săptămână este una importantă pentru Dinamo. E decisivă în vederea evitării retrogradării? Nimic nu este decisiv. Până la urmă sunt astea meciuri de disputat, dar cu siguranță va fi o săptămână care poate să ne dea mult mai multă încredere. Indiferent de vorbele și ceea ce reușim noi să facem antrenament și din punct de vedere mental și din punct de vedere tactic și din toate punctele de vedere, atâta timp cât pe teren lucrurile nu sunt transpuse, automat încrederea dispare sau încetează să fie la cote așa cum aș dori ca antrenor. Dar e important pentru noi ca fiecare meci în parte să dăm maxim, să scoatem maxim. Ați văzut că sunt situații când o echipă ca și Gazmeta Media reușește să pună mari probleme celor de la Rapid. Gazmeta Media care trebuie Rapidul pentru play-off. Și deci meciurile se joacă. Important este să nu facem cadouri, pentru că și la meciul de la FC Argeș am făcut cadouri echipei adverse. Meciul cu FCSB am jucat în 10 oameni. Deci trebuie să fiu eu atent ca să le transmit jucătorilor aceste lucruri, pentru că dacă se joacă 11 la 11, este posibil orice. Chiar dacă FC Botoșani au o echipă, un antrenor care a reușit lucruri frumoase acolo, și atunci trebuie să ne batem de la egal la egal cu ei, fără să oferim cadouri. Când nu le oferim noi, arbitrajul vreau să fie perfect, cum într-adevăr a fost la ultimul meci acasă cu cei de la PCSB, chiar dacă am pierdut. Dar mai stai și tu de vorbă cu jucătorii, așa mai da. Mai mobilit. Da, sigur că da, vorbesc tot timpul cu Flaviu și am în continuare discuții individuale cu jucătorii, explicându-le anumite lucruri și sigur că da, îmi place, cred că experiența care am acumulat un an ca jucător și mă face să fac, să, evident, să vorbesc cu ei și să văd anumite lucruri, mai ales cu cei tineri. Da, cred că da, sunt convins că da, repet, îmi place acest rol de a vorbi cu ei, de a le explica anumite lucruri. Momentul dificil, am trecut și eu prin momente dificile când eram jucător, deci îmi place foarte mult. Dar evident, a un antrenor, a un staff tehnic, eu nu intru în detalii tactice niciodată, dar îmi place să fiu un fel de mentor, să zic așa, pentru ei cât pot și eu. Și de bineînțeles de cât ei percep asemenea anumite lucruri care le transmit. Dar o dragă declarație celor pe la Botoșani care au spus că nu au avut circuit cu Dinamo, că așa acesta este statutul lui Dinamo acum, că așa e prinde Dinamo de adversarele din Liga 3 ca o echipă de bătut? Au tot drept, pentru că au reușit lucruri frumoase acolo, au câștigat acasă cu Sepsi, au făcut un punct sau au scos un punct la CFR Cluj, este opinia lor, este normal că sunt încrezători. Își doresc la fel de mult cum ne dorim și noi să facem un meci mare, ei își doresc victoria, noi la fel, vom vedea ce va ieși. Dar în logic, când vede o echipă cum suntem noi ca și locul clasament, este normal să considere că le va fi ușor. Vom vedea dacă așa și va fi pe teren. Sperați să vă salvați de la retrogradarea directă și prin problemele pe care le au celelalte echipe, de exemplu media cu care ar putea să nu fie licența? Știți cum, bucuria noastră ar fi mai mult mai mare dacă noi vom reuși pe teren. Și gândurile noastre sunt doar acolo, pe teren, să încercăm să scoatem puncte, să ne jucăm bine, oamenii să fie mulțumiți. Că până la urmă, la momentul acesta au rămas doar vorbe. Pentru că asta este realitatea. Dar în schimb, cred eu că oamenii au văzut într-adevăr o schimbare de atitudine în rândul jucătorilor. Eu, ca și antrenor, îmi doresc să aibă și reușite. Pentru că jucătorii în care îi antrenez au calități și atunci calitățile lor trebuie să fie puse și pe teren la un meci oficial. Atitudine, vedem, încercăm, avem alunecării, avem agresivitate, suntem dornici. Nu văd un jucător care nu aleargă până la
până la epuizare, dar vreau și să avem reușite. Și atunci este momentul ca în aceste trei meciuri în săptămâna care urmează să arătăm lucrul acesta. Chiar dacă întâlnim echipe mai bine cotate și exact cum a spus și mai devreme, care pleacă cu prima șansă pentru că au încredere în potențialul lor, au o liniște în ceea ce înseamnă locul în clasament, dar la fel de adevărat este că nu le va fi ușor. Da, evident, cum a spus Flavius, poziția pe care o avem în clasament, după atâtea înfrângeri, în sfârșit, perioada asta foarte complicată, într-adevăr, s-au schimbat un pic așa lucrurile, nu? De acum câțiva ani, când Dinamo lupta pentru titluri, juca în cupe europene, în sfârșit. A trecut ceva timp, iată, s-au schimbat multe lucruri, dar, repet, nu mă mai gândesc, trebuie să ne fim foarte realiști, să ne gândim la prezent, asta e prezentul, îl acceptăm în momentul de față, stă în noi de a-l schimba, noi toți ceilalți, toți cei care avem grijă de acești jucători, de această echipă, de a schimba și de a reuși să salvăm clubul de la retrogradare. Este o realitate greu de acceptat, o acceptăm, dar vreau să cred că avem toată capacitatea de a o schimba, dar evident că noi facem tot posibil, după care ei intră în teren și ei trebuie să știe să ia deciziile cele mai bune și să încercăm să facem puncte, pentru că punctele sunt extrem de importante. Ca să vă învețeți un pic cam să zi rumați așa pentru tot fotbalul. Da. Adică, hai, nu? Da, eu ce să mai spun despre acest geniu, bine, în primul rând un prieten extraordinar despre acest geniu al fotbal românesc și nu numai, chiar mondial, pentru că a jucat la un nivel extraordinar de mare. Ne-a încântat cu golurile lui, cu acțiunile lui de gol. Mie vorbeam aici cu voi, mi-am permis să fac așa o glumă, să zic, o glumă mai, nu știu cum să zic, da, că îmi pare foarte rău că nu a câștigat Balon de Aur, cum s-a întâmplat de altfel cu colegul lui Stoichkov, care este din aceeași zonă geografică, adică Balcani. Deci, dar eu cred că dacă pot să spun, să nu mă criticați, dacă Gică Hagi ar fi fost probabil de altă naționalitate, eu cred că ar fi câștigat Balon de Aur. Nu că sunt convins că el e mândru și eu sunt mândru că sunt român, dar știți cum este cu aceste, foarte rar câștigă un jucător din Balcan. S-a întâmplat acum câțiva ani și cu, pardon, rapid și închid paranteza asta, cu Modric, care este tot din Balcani, dar foarte rar. În sfârșit, în primul rând îi urez că știu că deja nu îi lipsește nimic. El a realizat niște lucruri mărețe, mari, foarte bune cu echipa lui, care din nimic are, atât știți foarte bine, a câștigat campionatul dintr-o echipă mică, provincială, a câștigat campionatul România, un lucru foarte, care puțin reușesc, din propriile, să zic, posibilități economice, deci a realizat foarte multe lucruri. E un mare prieten, repet, îi urez într-adevăr să câștige astăzi, pentru că are un meci astăzi, de altfel nu mi-a răspuns, pentru că cred că deja e concentrat pentru la meci. Un sincer la mulți ani, unui prieten drag și unui jucător, un coleg care m-a făcut să fiu și eu pe lângă el mare, datorită geniului și tehnicii lui desăvârșite. Aș dori ca mâine să realizăm și noi niște lucruri importante mâine și să câștigăm, de ce nu? De ce să nu? Eu sunt optimist, repet, întotdeauna trebuie să transmitem echipei noastre optimism. Știu, situația nu este simplă. Dar repet, da, lipsesc, dar mă uit pe YouTube și mai îmi curge o lacrimă și oricum la mulți ani, Gică Hagi, ce să vă zic, cel mai mare. Da. Da, eram un pic, mi era simplu cu el, în sfârșit. Într-adevăr, un geniu și nu numai ceea ce a făcut pe terenul de fotbal atunci când îl vedeam la televizor, plus ceea ce a făcut după ce s-a lăsat de fotbal și faptul că mare parte averea lui care a strâns-o din fotbal, a băgat-o în fotbal. Adică este unul dintre puțini oameni care și-a luat banii și i-a pus în fotbal pentru că a crezut
în acest fenomen. Și la drept dovadă este pe un drum bun. Felicitări și multă sănătate, că e important. Cum ați perceput discuțiile și situația creată cu amicalul acela cu Real Madrid 2? Înseamnă că se joacă, nu se joacă? Voi cum le-ați perceput? Da, vreau să vă spun, nu este momentul de a dezbate asemenea temă. Când o să fie momentul, o să vorbim despre această inițiativă care, e adevărat, o apreciem foarte mult, dar cel mai important lucru este meciul de poimine, săptămâna aceasta foarte importantă pentru noi. Când va fi momentul, vom vorbi și de această subiect. Da? Deci nu te supăra. Mersi. Nu este, credem, în momentul de față, nu este o prioritate pentru noi. Va fi o prioritate la momentul oportun. Dar în momentul de față, prioritatea noastră este meciul cu Botoșani. Și nu vrem să dezbatem un subiect de care în momentul de față nu este momentul. O să vorbim, pentru că apreciem foarte mult această inițiativă. Vrem să avem grijă de toți suporterii, unde ar fi, din Australia până în Spania, dar în momentul de față energiile noastre sunt pentru a încerca să facem rezultate în aceste meciuri, când mai departe de play-out. Deci, să zic, repet, îți mulțumesc mult, să ai răbdare și eu o să vorbesc și o să spun exact cum se vor desfășura lucrurile în viitor cu acest meci, dar repet, nu este momentul acum. Mersi mult. Are nevoie Dinamo de liniște sau de mai multă liniște în momentul ăsta? Dinamo are liniște, după vorba mea. Adică văd foarte bine, în ciuda, de când suntem aici, în ciuda acestor două înfrângeri, într-adevăr, cu siguranță, la Pitești a fost nemeritat. Dar oricum, nu putem schimba realitatea. Dinamo are liniște, avem suporterii lângă noi, echipa, știți foarte bine. Dar nu spun pentru că caut motive. Nu caut motive, mie nu-mi plac motivele de a mă scuza pentru aceste, să zic așa, înfrângeri. Dar știți foarte bine, suntem o echipă nouă și avem un pic de are nevoie un pic de timp, Flavius, pentru a găsi acea formulă de echipă cât mai bună, cât mai adecvată în funcție de caracteristicile jucătorilor pe care i-am adus. Deci, dar noi avem liniște. Eu sunt foarte mulțumit din punct de vedere al liniștei. Se lucrează bine, se antrenează bine și suporterii sunt lângă noi. Deci eu n-am motive să nu fiu liniștit și mulțumit pentru ceea ce înseamnă suporterii că sunt lângă noi. Deci nu văd unde e problema. E clar că da, am fi mult mai... Ne trebuie un rezultat pozitiv. Asta da. Asta e cel mai important. Cea mai bună, să zic, medicină. Nu știu cum să zic. Cea mai bună. Asta e cea mai bună pentru echipa în momentul de față. Dar timpul e principal în amic. Mai sunt 17 meciuri până la finalul sezonului. Da, ai dreptate. Până când matematica aceasta, care eu, credeți-mă, am fost un dezastru la școală, nu ne va, să zic așa, condamna la... acest cuvânt care îl urăsc, retrogradare, șansele sunt, avem datoria de a face tot posibilul pe teren și băieții știu asta și Flavius lucrează lună, zi de zi la asemenea lucru cu ei, de a da totul pe teren. După aia se pot întâmpla multe lucruri, vedeți, fotbalul este foarte imprevizibil, foarte, nu știi ce se poate întâmpla, dar e adevărat, și din partea noastră trebuie să fie mai multă concentrare în anumite momente ale jocului, dar repet, eu nu intru în problemele tactice a lui Flavius, nu îmi permit. Deci, ai dreptate, timpul este, din păcate, împotriva noastră. Da. Ivanov e complet important pentru FCSB? Da, imediat după partida cu FCSB am avut a doua zi antrenament și chiar dacă doctorii mi-au prescris că trebuie să stea două zile, pentru că este totuși un cucui, mă românește. El a vrut să intre la antrenament, doar că am ascultat de medici și a stat două zile, nu a făcut nimic, dar a intrat normal. O să fiu pe teren la început cu Botoșan. Gata. E în regulă, băieți. Vă mulțumim frumos. Mulțumim. Mersi. Te rog, nu, eu te înțeleg pe tine, dar crede-mă că... A, îți stingeți tunurile alea.